Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi l-are invitat pe capitanul petrolului, Vali Țicu. Bună, Vali, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună ziua și bine v-am găsit. Vali vine în platou de la Dada TV, după ce duminică seară lupii au reușit o victorie chiar sub podul Grant, 2-0 la capătul unui meci nebun, cu două autogoluri, o vară, multe ocazii la ambele porți. Vali, cum e să ai norocul să vii într-o emisiune după un meci de la Rapid? Știi că așa se mai întâmplă. De fiecare dată, toți fotbaliștii petrolului ar vrea să vină aici după victorii. Eu te-am ales pe tine ca și capitan în contextul în care tu suporți și terfelalea și loviturile. E, de data asta n-a mai fost să fie, ai venit după victorie. Da, să știți că m-am gândit, mamă, dacă o să iasă nasol, ce să zic, ce să vorbesc. Dar mă bucur că totuși avem de vorbit lucruri pozitive. Lucruri pozitive și cu adevărat ați făcut un meci cu o strategie aparte, un meci aplaudat de foarte multă lume, nu cea mai multă lume, pentru că mulți, 12.000 au fost de acolo, da, de la ei, dar răia bunii au fost cei care s-au bucurat la sfârșit. Da, a fost o atmosferă bună și mă bucur că am reușit să ne facem fanii fericiți. Cred că nu doar fanii ce au fost la stadion, cred că și întreg orașul. Întreg orașul și toată țara care este în galben și albaștru și care, exact, ține cu petrolul. Spune-mi, te rog, te-ai gândit sincer că o să puteți să luați toate punctele de acolo, din Giurești? Da, clar. Chiar față de anul trecut, nu știu, am nu încredere mai mare în echipă, dar echipa parcă are, așa cum zic eu, o altă față. Parcă colții sunt mai ascuțiți puțin ai lupilor. Pe bune? Da, eu asta simt. Adică asta simt, dar se și vede și în joc și s-a și schimbat puțin sistemul și ne oferă o posibilitate mai mare de a merge mai mult peste adversar, să punem oarecare presiune. Dar, da, ca să vă răspund la întrebare, da, am crezut în toate cele trei puncte. Echipa se exprimă, din punctul meu de vedere, pozitiv, chiar dacă în primele trei etape ați avut o perspectivă să luați toate cele 9 puncte, dar nu v-ați ales din 9 puncte decât cu 2. Da, trebuie să recunoaștem că am avut și foarte mare neșansă, zic eu. Neșansă, adică multă ghinion, da. Foarte rar vezi pe Gicu sau pe Budi arată în penalti. Adică mie nu venea să cred, nu? Și Gicu voluntar a fost acel cartonaș roșu care cred că a dezechilibrat total și în 3 minute am luat 2 goluri și... Na. Tu ai admite vreo singură secundă să tragi de la 11 metri? Da, am mare parte a campionatului am fost în cei 3, 2, depinde de... Dar cum e cu chestia asta de 11 metri? Pui mingea pe punctul ăla, faci pașii aia, aștept să-și facă arbitru damblau aia cu portarul, cu fundașii, da, cu așezământul ăla. Pentru mine, aia este infinita presiune care se pune pe executant. Și acum e și cu varul, mă aștept, îți pui mingea, aștept dacă validarea varului durează mai mult, mai e mult. O presiune mai bun. Plus. Spune-mi, te rog frumos, dacă ai idee. Eu vorbesc cu tine în ideea în care tu n-ai executat lovitură. Am dat una la Brașov. Ai dat una. Da, dar cum e? Ce faci în perioada aia? Te gândești, dau stânga, dau dreapta, crezi o singură secundă că poți să te schimbi în ultima clipă? Cred că dacă te schimbi în ultima clipă, ratezi, părerea mea. Așa s-a întâmplat oare cu Budi? Nu știu, Budi e un instant foarte bun de penalti și de obicei se uită la portar. Aha. Și, nu știu, de obicei îmi bătea în partea opusă. El s-a schimbat și, nu știu, a fost și presiune pe el, că și el un om, chiar dacă a executat foarte multe... Și ăsta și Gicu? Bă, cât de tare să dai să nu nimerești poarta? N-a dat tare, a lovit-o puțin prost, a întors-o prea mult, dar, na, sunt emoții, suntem oameni, sunt trăiri. E oare mai bine să tragi cât poți de tare și pe mijlocul porții, adică să dai pe poartă? Nu știu, nu știu. E cum simți acolo, exact, nu găsești o lovitură perfectă, cred eu, la penalti. Fiecare are stilul lui de a bate. Am înțeles. Pârvo a desenat un plan tactic deosebit, fiecare din voi având practic sarcini clare. Important este că ați reușit să vă țineți de acest plan și petrolul se vede de undeva de sus, de unde eram poziționați noi, cei din mass media, într-un evantai care se strânge, se resfrânge și practic atacă, adică nu așteaptă prea mult să fie dominată. Da, exact. Cum am spus și mai devreme, sistemul e de așa natură încât poți să pui oarecare presiune pe adversar. Nu vorbim de pressing, pentru că e prea mult spus de pressing. Este trebuie ceva organizat și să fie un tandem, zic eu. Dar o presiune, cred eu că o facem și facem bine. Adică și Farul, dacă ne ducem aminte, au fost momente în care au jucat minge lungă, care Farul cam pasează toate echipele din Liga 1.
trebuie să le spun telespectatorilor că în acest moment au în față pe ecrane imagini de la antrenamentul premergător partidei din Giulești, imagini găzduite de site-ul petroliștilor și care, iată, vin aici la Dada TV pentru a întregi o atmosferă, iată, completă, propice pentru un meci care duminică s-a dovedit a fi câștigător. Bă, pentru că tu ești vedeta echipei la acest moment, profit de oportunitatea prezenței și te întreb deschis. Spune-mi și mie, de ce trebuie tu, fundaș stânga, să te duci să bați după partea toate loviturile de colț și toate loviturile din preajma careului? Știi de ce te întreb? Sincer. Pentru că la un moment dat, dacă se materializează și e gol, jos pălăria, ai timp să te și pupi, să ajungi și la peluză, să vii și în postul tău. Nu! Există mari șanse să-i pui pe aia pe contraatac. Da, avem o strategie, o formație, să spun așa, și când bate o corner, să avem un jucător și în defensiv. Chiar cine e ăla care vine în locul tău? Păi de obicei, la meciul ăsta a fost Senico, Hanca și Takayuki. Uh-huh. A, deci tu vorbesc ca o haită așa care se pliază, da, și care se duce după, exact, mingea trimisă în avamposturi. Dar pentru tine, eu vorbesc personal, pentru tine este un efort dublu. Da, e un efort, dar îmi place să execut, am și o șansă mai mare să am o realizare. Ca dovadă că duminică, din pasa ta, practic, s-a și deschis scorul. Da, n-a fost. Presiunea balonului centrat de tine a fost așa de bine gândită de Wydell încât a ajuns în poarta lor, da, să spun așa. Pare rău de el, mi-aș și cunoaște. Wydell. Și mie îmi pare extraordinar de rău. Mi-e pare rău de el, că am pus și în postura lui, că și eu sunt jucător și poate mi se putea întâmpla și mie, dar na. Dar bine că a făcut treaba asta, bine că a făcut. Nu vreau să spun, dar... Nu vrei să spui, dar așa e. Corect. Numai la golul 2 nu-ți mai povestesc. Da. Eram alături de colegul meu de Breslă, de Ciprian Radu, și la un moment dat a fost introdus în teren Dumitriu, undeva pe finalul de partidă. Și Ciprian zice, ce dracu faci, de exact în timp real vorbeam. Unde se duce și face pressing-ul ăla acolo, că n-are nicio șansă. Ăla n-are decât șansa să dea la portar. Asta a fost discuția cu el. Și zic, bine că face pressing-ul și în secunda aia își dă ăla mingea în portar. Da, a fost presiunea de noastră, că altfel nu se întâmpla cel de-al doilea autogol. Dar și pentru faptul că era proaspăt introdus, practic avea două vieți, da, lipsă, așa, și că l-a făcut pe ăla să-și dea mingea în poartă, adică a fost un moment de uluială completă și de bucurie, practic, țin minte că noi de acolo, de la Masa Presin, nu foarte mulți ploieșteni, dar oricum destui, am făcut destulă caragață pe acolo, s-au întors destui să ne vadă cum procedăm. Spune-mi, te rog, ați revenit și ați legat două victorii și ce victorii, cu Farul și cu Rapid, duminică. Iată că urmează o nouă nebunie vineri cu echipa lui Mititel. Cum vezi meciul ăsta? Cred că îl văd cel mai greu dintre cele două meciuri, pentru că și Farul venind după un meci de Europa, erau omenajat câțiva jucători, erau puțin obosiți, Rapidul nu era în cea mai bună pasă, trebuie să recunoaștem. În schimb, Craiova e o echipă foarte bună, cu jucători individual foarte buni, care și ei sunt pe val, adică au două victorii în ultimele două meciuri. Eu nu vreau să plusez mai mult decât trebuie, dar eu văd ca și echipă Petrolul peste Craiova lui Mititel. Putem spune, da. Ca și individualități? Da, cu plusuri și minusuri. Cam pe acolo, da. O vedeți subordonată vineri aici, la Ploiești? Noi asta ne dorim, pentru asta ne antrenăm. Ai fără discuție, că și eu îmi doresc ca Petrolul să bată. Da, eu văd să vedem. Meci. Să poate, a? Da. Trebuie să, practic, să mergeți pe aceeași partitură pe care o dezvoltă acum Florin sau poate va schimba altceva? Poate vă dă sarcini individuale? Nu cred că se va schimba foarte mult lucruri. Pentru că astfel o să încercați să fiți, veți fi ghiciți în scurtă vreme. Da, dar nu ai ce să ghicești, pentru că noi creăm o densitate și după de acolo pleacă așa, faza ofensivă, clar. Avem și noi strategia noastră, în funcție de la meci la meci. Dar faza defensivă e clar ce vom face. Vom să am
zonă neutră și când vor intra în acea zonă o să fim foarte agresivi. Ați ieșit bine aseară ca și sănătate? Lovit vreunul din voi? Din câte știu eu, nu are mici probleme ca după meci. Că ca după meci, 100%. Doar atât. Jefferson, l-am văzut că a intrat, e cam temător? Vă dați seama, vine după accentare, a stat ceva timp, e normal până ți intri puțin în ritm, să prinzi curaj, pentru că după accentare nu prea am avut ce-i drept, dar la cele puține pe care am avut, îți pierzi așa oarecum încredere și ai o teamă, o frică. Uh-huh. Cred că încă e asta, e valabilă la el și cred eu că meciul viitor deja ușor, ușor se pune. Nu se poate pune problema că n-are talent sau că nu. Nu, ferească, nu. Și Dio? Știu că încă mai investiga ceva, mai avea ceva probleme, dar cred că săptămâna asta vine și el. Ghinionist, băiețașul ăsta. Da. Că e un munte de om acolo, ai zice că exact. Ar fi ultimul care să se accidenteze. Exact, asta da. Nu depinde doar de cum îți arată fizicul, depinde de tine. Este un moment favorabil ca fanii să se gândească la și mai mult din momentul ăsta? Ne putem gândi cu toții la mai mult, eu așa cred, pentru că na, avem o echipă bună, o echipă cu o nouă identitate, o nouă mentalitate, spun eu, dar trebuie să nu mai fim naivi, cum a fost în primele etape. Cred eu că asta a fost o naivitate și un pic de neșansă. Mai multă neșansă sau mai multă naivitate? Cred că mai multă naivitate. Neșansa, de fapt, șansa ți-o mai faci și tu cu mâna ta. Așa se zice, chiar așa se și întâmplă. Exact. Pentru că am ajuns la capitolul fanilor, o să rog regia să pregătească un material cu acești fani împreună cu tine la lansarea noilor modele din magazinul Clubului Petrol. Masă, este foarte bine, ne bucurăm că am putut interacționa puțin așa cu suporterii, să ne încărcăm cu energia lor pentru meciul de mâine. Trebuie, ca la fiecare meci trebuie o energie foarte mare. Mâine ne dorim să facem un meci mare, să bucurăm întreaga suflare petrolistă și întreg oraș. Cu siguranță, cu toții ne gândim doar la această variantă. Când eram mic îmi plăcea foarte mult de Pablo de Lucas, de Gherme, de Arsenat, erau de Marinescu, care acum este cu un staff cu mine, cu noi, aveam câțiva idoli la echipa mare. Păi, jucătorii de top, vă dați seama. Cristiano Ronaldo mi-ar plăcea foarte mult să-l văd, Messi, Marcelo, pentru că este unul dintre idolii mei. Da, am aflat de această situație. Nu cred că poate influența foarte mult, indiferent de teren, de circunstanțe, noi trebuie să avem același scop și să abordăm meciul la victorie. În momentan nimic, acum când prind puțin spațiu liber o să mă uit și o să-mi iau ceva. Chiar mă uitam ca să stau acasă să mă joc pe PlayStation pe el, chiar m-am vorbit cu domnul de aici. Da, ați urmărit, stimații telespectatorii, câteva cadre cu Vali la inaugurarea magazinului și un scurt interviu acordat colegului meu, Adi Făgărășanu. Vali, după convocările la echipele naționale, a urmat, parcă prea repede, zic eu, un cantonament care a avut darul și mai mult să te uzeze. Și mai mult să te facă să nu mai fi în plenitudinea forțelor. Ai fost practic unul dintre fotbaliștii fără vacanță. Ai resimțit acest lucru? Puțin psihic pot spune că am resimțit, dar a fost și dorința mea să merg în cantonamentul în Austria alături de echipă, pentru că știți că aveam un problemă medical, am încă am pubalgie și trebuie să fii atent cu ea, să lucrezi de asta zi. Vreau să te întreb. Cum o monitorizezi? Alături de Carlos, de noul preparator, o monitorizez foarte bine. Mi-a făcut un program special pentru corpul meu, să spun așa. Uh-huh. Și zi de zi, de la zi la zi, aproape de mici, am un program diferit. Ajută băiatul ăsta? Eu zic că se vorbește cam puțin despre el. Pentru că dacă stau facem așa o privire în spate când se vorbea de Neuber la Steaua înainte, uh-huh. Eu cred că așa ar fi trebuit să vorbească și de el, pentru că vedem cum arată petrolul fizic. Adică, pe părerea mea, cel puțin mă simt foarte bine fizic și el nu degeaba a fost ați ani pe unde a fost și cred că are o experiență bogată și ne poate ajuta. Bine, pe domeniul ăsta petrolul l-a avut și pe Bebe Bărbulescu, care da, iară s-a mers foarte bine cu el. Și cu Nea Bebe m-a simțit la fel de bine.
Deci iată că există astfel de preparatori fizici și în țară, iată, vin și din străinătate, omul ăsta vine cu un bagaj de cunoștințe extraordinar, superior, a lucrat la echipe mari. Deci spui că ar trebui să fie și mai bine și el să vorbească mai mult despre el. Da, eu așa zic. Ok. Consider că și randamentul tău până duminică seara a fost unul ușor diminuat în urma acestor momente în care practic nu ai avut vacanță? Nu, eu zic că nu. Eu zic că, după părerea mea, întotdeauna fac o analiză și după părerea mea zic că am avut un start de sezon ok. Se putea și mai bine, clar. Ok, dar ușor ghinionist. De ce ghinionist? Păi nu știu, că parcă eu aș zice că ar fi trebuit să câștigați în fază eu. A, nu, vorbeam de plan, plan, de plan personal. Da. Atunci nu mai zic nimic, pentru că ai tu dreptate. Cum ai fost primit printre tricolori? Eu aia vreau, pe aia vreau să te întreb mai la zona la mare, nu? Da. Da, a fost așa pe repede înainte. Ei veneau din Kosovo, dacă nu mă știu, la un meci. Eu am zburat direct în Elveția, am ajuns înaintea lor. Și ne-am văzut la prânz. Vă dați seama, m-au primit foarte bine, chiar nu mă așteptam. Am salutat așa câțiva, când m-am dus acolo, eram la restaurant, am salutat câțiva că au venit pe rând la masă, că veneau de pe drum. M-am văzut cu mister. Ready, și după a venit așa câțiva să mă salute pe mine și am rămas și eu imediat, adică să stai puțin în cam și să vină Stanciu să te salute, care până îl vedeam la televizor și nu mai și știm cu toții ce fotbalist este Stanciu, Yanis Hagi, Denis Alibek, adică da, a fost un moment... Cum e momentul ăsta? Ai simți așa o apăsare? Ai o jenă așa sau cum? Inițial, după ce am primit convocarea și stăteam așa să mă gândesc în pat, zic, wow, mă duc acolo. Și după, pe drum, așa să mă gândesc, stai mă puțin, că nu m-a chemat, nu m-a luat de pe stradă. Până la urmă, dacă sunt acolo, automat și eu am o valoare și... Corect. Și după, nu, doar așa câteva ore înaintea de zbor am avut, să zic, emoții. Deci, practic, îți puneai întrebări și îți puteai răspunsuri la... Clar. Și venea Stanciu, tararam, pararam, salută, ați dat palma? Da. Cu cine ai stat în cameră? Am stat singur. Singur? Da. Și mai bine. Da, și la Andra 21 și la ea, înțeleg. Da, de ce? La 21 la chiar 21, nu înțeleg. Am colegul meu de cameră, de fapt, era Luis Munteanu. Uh-huh. El fusese chemat de la bun început la Naționala Mare și pe perioada asta n-am avut cine stau, și am stat singur. Și la Naționala Mare cunoșteai pe vreunul foarte apropiat de tine? Da, foarte apropiat era Luis Munteanu, înțelegem foarte bine. Uh-huh. Dar mai mult de atât, nu. Așa din auzite, mai știam cu Moruțan, cu Denis Alibek și cam atât. Și cam atât. Da. În rest, pentru că și mulți erau în străinătate și greu de... Da, da, și mai mari decât mine. Interacționat. Cine crezi că are șanse mai mari în realizarea obiectivului? Naționala României sau Petrolul? Nu știu că amândouă au șanse reale de a îndeplini obiectivul. Și dacă e, să zicem, cam să răspunzi fix la întrebare, care crezi că ar avea șansa cea mai mare? Amândouă. Eu zic că dau șanse egale amândouă. Amândurora? Da. Adică și Naționala să se califice pentru Europa, da, și Petrolul să se califice pentru ce? Acolo, obiectivul 7-8, dacă e mai sus, e perfect. Voi practic ce obiectiv aveți? 7-8. O clasare superioară față de anul trecut. Adică 7. 7-7. Primul loc. Valabil. Voi vă dați seama că v-ați nenorocit dacă ieșiți pe 6? De ce? Păi dacă nu sunteți pe 7, voi urmăriți 7-ară. Șesar, da. E și Șesarul un loc. Merge și Șesarul? Merge, dar și mai sus. Cum e acum, sincer? La Șeptar luați 10 lei, la Șesar cât luați? Nu știu exact să vă adică spun. Adică luați 100? Diferența asta nu. E prea mare, e de 10 ori mai mult. Extraordinar de mare. Dar sunt plusate premiile astea, să știu, adică? Să știu, e clar. Adică, există... dacă ieșiți pentru play-off, în lupta pentru play-off, aveți... Există un regulament de ordine interioare făcut de conducere și, clar, de la loc avem anumite sume. Ați agreat cu toții lucrul ăsta? Da. Ați fost de acord cu lucrul ăsta? S-a discutat? L-ați avut? Sau vi s-a impus? Nu, s-a discutat cu toată lumea, au fost acte adiționale făcute la contract, ca să nu mai existe un regulament de ordine interioară. Foarte bine. Ca anul trecut. Foarte așa, bine. Și actele adiționale, clar, nu poți să semnezi ca primarul. Te duci, vorbești, discuți, dar toată lumea le are la fel. Ai avut și tu un cuvânt de spus aici, sau? Da, am vorbit cu toții. Uh-huh. Lider de vestiar, așa, am stabilit cu conducerea. În momentul în care a venit la mine la emisiune, președintele Claudiu Tudor vorbea despre niște premii pe care Petrolul
primii pecuniare pe care Petrolul le ia și ar fi într-o categorie extra selectă de 3-4 echipe la nivel de România dacă își va îndeplini targetul. Așa este, dacă ți îndeplinești obiectivul... Adică vezi, Doamne, ai putea să te îmbogățești la sfârșitul acestui sezon dacă ar fi obiectivul îndeplinit. L-am îndeplinit și anul trecut și m-am îmbogățit. Nu te-ai îmbogățit? Nu. Bani ai avut și la Națională și la Tineret și la aia și la aia. Așa. Și la Petrolul și la... A fost o lună bună în afară, nu pot spune că nu, dar... Dar nu suntem bogățești. Emoțional, nu financiar. Bă, dar tu ești și foarte tânăr. Adică printre sute de catarge, cum spune poetul, da? Da. Mai ai mult. Chiar unde te vezi after? Nu știu, momentan sunt aici, dar de multe ori s-a înțeles greșit că îmi doresc să plec. Exclus. Nu-mi doresc să plec de la Petrol, nu-mi doresc să părăsesc echipa. Dar dacă se va ivi o ocazie bună pentru mine... Cum să nu-ți dorești? Păi de ce să-mi doresc să părăsesc echipa? N-am de ce să-mi doresc. Păi pentru a merge la mai bine. Exact, asta am spus. Nu-mi doresc acum, nu e primordial să plec. Am înțeles asta. Dacă se va ivi o ocazie... Dar visul tău? Cred eu că dacă stai acum să plec, nu știu, în Serie A, de exemplu, să fie un pas așa mare, cred că de-aia și românii se întorc puțin cu coada între picioare înapoi. De ce? Pentru că e un pas prea mare. Păi da, mă, dar ei sunt văzuți înainte să plece undeva. Sunt văzuți. Dacă ne ajunge acolo în colectivul ăla și trebuie să fii 100% non-stop, e foarte greu. Credeți-mă, e foarte greu. Am văzut, cel puțin cu Elveția, când am stat pe bancă, am văzut nivelul și diferența dintre ei. Imensă? Nu e imensă, dar e o diferență e mare. Considerabilă. Da. Și cred eu că, ca să revin, să zic, în România spre Italia, spre Spania, eu, Germania, nu mai vorbesc, e un pas prea mare. Și cred eu că planul meu așa spre de viitor e să fac, ai un pas intermediar. Mm-hmm. Nu știu, în Belgia, Olanda, campionate de genul. Vreau să rog regia să pregătească un material prin care duminică noapte, practic spre luni, Florin Pârvu și antrenorul Rapidului Bergodi au expus, Florin mai pe larg și Bergodi mai în scurt, dar extrem de corect și extrem de franc, situația meciului câștigat de Petrolul în Podul Grant. Rog, deci ia să-mi prezinte materialul, prima dată cu Florin Pârvu. Cred că suntem foarte, foarte bucuroși. Vreau să-mi felicit... Disonorul este ok? Da? Ok. Vreau să-mi felicit, în primul rând, jucătorii pentru că au crezut în această victorie. Noi am pregătit jocul să câștigăm aici, în Giulești. Poate pare așa puțin straniu în fiecare dată când spun că pregătim jocul la victorie, dar să știți că planul pentru acest joc a fost să venim să câștigăm cele trei puncte. Știam că Rapidul nu trece printr-o perioadă bună, că vor veni și că se vor deschide. Mă bucur că băieții au înțeles foarte bine și au interpretat foarte bine planul de joc. Îi felicit încă o dată, sunt bucuros. Sunt bucuros pentru că este primul meu derby în calitate de antrenor principal contra Rapidului și mă bucur că l-am câștigat. Ca jucător am avut parte de multe derbiuri câștigate, pierdute contra Rapidului, dar în seara asta a fost primul meu derby disputat și mai ales că am câștigat aici în Giulești. Sunt bucuros pentru cele trei puncte. Meritam, din punctul meu de vedere, să câștigăm. Un derby ciudat, ați câștigat cu două autogoluri. S-a mai întâmplat? Sau două autogoluri, sunt tot goluri. Din punctul meu de vedere, echipa a făcut un joc bun, exact, am interpretat foarte bine planul de joc. Dacă ne gândim că în prima repriză noi am avut situație să marcăm prin Robiso, ok, a doua repriză Rapidul știam lucrul ăsta și le-am spus băieților la pauză că vor veni, vor presiona, vor veni, se vor deschide și vom găsi spații. Așa și fost, ne bucurăm, mergem acasă la Ploiești cu cele trei puncte. Ne-am așteptat pentru că dacă, fără falsă modestie, vă spun că începutul de campionat, meciul cu Cluj, meciul de la Botoșani, din punctul meu de vedere, în urma unui joc bun, nu am reușit să câștigăm maxim de puncte, cu toate că, tot așa vă spun, din punctul meu de vedere, meritam să le câștigăm. A venit meciul cu Voluntari acasă,
care l-am pierdut. Eu spun că aceste două victorii sunt pe deplin muncite. Știm ce facem la antrenament, știm ce grup bun avem la Petrol în acest moment. Sunt mulțumit, îi felicit pe băieți pentru că au crezut în victorie. Domnule Bărbu, Denis Chilom de la M-Sport, cum ați văzut-o totuși pe Rapid în această seară? Știam că, vorbind de Rapid, o echipă care sezonul acesta și-a propus să termine în primele trei locuri, să câștige campionatul, au făcut investiții foarte mari, din punctul meu de vedere, au cumpărat jucători. Este clar că nu este ceea ce își dorești dânsii, dar din punctul meu de vedere trebuie să ai răbdare pentru că lucrurile nu se pot face peste noapte. Să faci o echipă, să creezi omogenitate, automatisme, nu este așa ușor. Dorim, vă gândiți mai departe în momentul ăsta pentru a duce Petrolul între primele șase echipe din campionat? Obiectivul echipei noastre, vă spun sincer, este să câștigăm meci cu meci. Obiectivul stabilit de conducerea clubului este să terminăm mai sus decât locul pe care l-am terminat sezonul trecut. Dar dacă echipa este într-o poziție în care să atace locurile fruntașe, noi nu ne dăm la o parte. Și încă un obiectiv pentru Petrolul anul acesta este Cupa României. Cum a fost atmosfera, Florin? Cum apreciezi? Este primul meu meci aici pe Noul Giulești, este o atmosferă senzațională. Știam că suporterii încurajează echipa din minutul 1 până în 90, dar să știți că și la Ploiești avem parte de o atmosferă foarte frumoasă, avem cele două peluze care ne susțin necondiționat, avem suporteri de la tribuna 2, tribuna 1, tribuna 0. Știți că și la Ploiești este o atmosferă senzațională. Echipa, mai ales la ultimul meci cu Faro, a fost încurajată din minutul 1, minutul 90. Așa cum am spus, s-a creat o simbioză între echipă și tribune și asta ne-a dus și ne-a ajutat foarte mult în meciul cu Faro să revenim de la cel 2-2, să revenim pe final și să înscriem. Așteptăm pentru meciul de vineri, suporterii să vină alături de noi la Ploiești pentru că avem un meci dificil contra celor de la FC-ul Craiova. Fiind primul derby, câștiga cu el de aici. Sunt. Deci vreau să stau puțin, să mă gândesc puțin pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt alături de mine, dar în primul rând familia mea. Este vorba de soția mea și de fata mea care nu trec și ele printr-o perioadă bună așa acasă, pentru că eu sunt un tip care mă consum foarte mult, pun foarte multă pasiune și acasă ele știu să gestioneze momentele când vin și nu sunt chiar așa plăcut, între ghilimele. Le mulțumesc încă o dată pentru susținere. Cum este după numai două etape? Fanii și-au la un moment dat diviziunea și astăzi s-au aclamat. Suntem la Ploiești, suntem la Petrolul. Eu, toată cariera mea, am petrecut-o acolo, în acel stadion. Știu ce înseamnă suporterii ploieșteni, știu că nu au răbdare, știu că își doresc cât mai mult de la echipă, dar aș vrea să înțeleagă că este al doilea nostru an în prima ligă. Echipa încă este într-o perioadă de tranziție. Din punctul meu de vedere trebuie să avem răbdare, să construim pas cu pas, iar vom ajunge acolo unde ei își doresc, cu siguranță, trebuie să aibă puțin răbdare. Iar referitor la ce s-a scandat, îi le mulțumesc celor de la Peruza Latină, pentru că au fost la meciul cu voluntari alături de mine, Peruza Elioana m-au susținut. Pentru mine, faptul că la meciul cu Farul, tot ce a însemnat stadion, a încurajat echipa, este un semn că lucrurile sunt în regulă în acest moment. Cu siguranță nu vom face lucrul acesta. Cu siguranță mergem, avem mâine antrenament după amiază, mai vineri avem joc, nu, cu siguranță nu se va întâmpla acest lucru. Că tot vorbeai de soție mai devreme, Florin, îți va face doamna ceva bun pentru debutul acesta? Aștept, să vedem cu ce surpriză mă așteaptă. Da, îi mulțumesc pentru că este alături de mine Adi și știu că tu ești foarte atent la aceste detalii. Îi mulțumesc pentru că a fost alături de mine toată perioada asta și că, mă susține. Nu este ușor. Ceilalți antrenori știu ce vorbesc
și mai ales în această perioadă la Petrolul, nu este ușor deloc, dar mă bucur că am reușit într-un două jocuri să câștigăm și, eu știu, lucrurile sunt pe un făgaș normal. Înseamnă că trebuie să-i mulțumesc și te-am să sunt pe cei tine. Și asta, uite, vezi cum... Da, ea a fost, clar, a fost un factor care m-a făcut să renunț, să mai plec acolo, având oferte din China, dar familia, eu știu, a spus că e momentul să rămân acasă. Mă bucur că a venit această ofertă de la Petrolul, mă rog, știți foarte bine povestea, am făcut o alegere bună din punctul meu de vedere. Felicitări încă o dată băieților, să rămân. Aceasta a fost conferința de presă a lui Florin Pârvu, o conferință de presă urmărită de mass media prezentă la fața locului și care a reușit să scoată în evidență ruptura dintre mass media din Ploiești și cea din București. Nu știu dacă ați sesizat, dar cei din București mai ușor cu chestionările. A rămas pe noi ca să-l scoatem pe Florin din tensiunea aceea din care oricum ieșise, dar care ne-a lăsat impresia că poate să îl subjuge. Și a venit la vreo 20 de minute, 25 de minute, a venit și Bergodi, care era, după ce că era destul de fiert așa, am mai plusat noi cei de la Dada TV cu o întrebare care o să vedeți și dumneavoastră ce a răspuns seniorul fotbalului italian. Despre Petrolul am văzut bine, echipa s-a aprat bine, a aplicat bine pe contraatac, jucătorii, echipa bună și puternică din punctul de vedere fizic. Mi se pare o echipă de detalii, jucători buni, Musi, de exemplu asta, și ceilalți care au jucat în față. O echipă, seama că era o echipă bună, se vede că trece printr-o perioadă cu morală bună și faptul că au castigat cu farul campionat în România i-a dat foarte multă încredere. Mulțumim! Mersi! Mersi! A sesizat un tip extrem de maleabil, un tip cu un bun simț deosebit, un tip care a învățat limba română într-un timp record, pentru că așa este frumos când vii într-o țară să încerci să înveți limba și să te exprimi în limba acelei țări. Nu-i văd bine poziționarea la Rapid, pentru că acolo este extraordinar de multă tensiune, se face o atmosferă absolut colosală, dar una e una și alta e alta, pentru că o să observați și dumneavoastră, mai mult ca sigur, nu puține vor fi echipele care vor pleca cu coada între picioare din Grand. Petrolul, din fericire, nu a făcut-o și pentru ei urmează o capodoperă de meci cu Farul la sfârșitul săptămânii viitoare. De-abia aștept să văd ce se va întâmpla, nu din alte motive, ci din punctul de vedere al celor care sunt cu banii și care doresc din toată inima să întâmple ceva la Rapid, dar din păcate, iată, nu se întâmplă. Vali, știi că și din interviu pe care l-ai acordat colegului meu atunci la inaugurare, că îți place foarte mult fotbalul spaniol. Tu îl urmărești la televizor? Urmăresc, în general, mai toate meciurile. Fotbalul spaniol, englezesc și italian. Asta sunt. La Neps nu te uiți? Nu mă atrage atât de mult. Dar de ce nu vă place? Da, m-ai întrebat, nu ești primul pe care îl întreb. Da, nu știu, nu mă atrage pe mine. Nu am... Ce îți place mai mult? Genul ăla pe Spania, da? Italia, așa că e tacticizat. Îmi place și să mă la tactică, să văd ce și cum, ce detalii. Joacă și, acolo joacă și fundașii. Mult. Da. Știu, și în Spania. Și de ce Spania? Spania e un campionat tehnic, așa, și mai de spectacol și îmi place. Ții cu vreo echipă acolo? Adică... cu Real. Cu Real Madrid? Da. Bă, dar cum nu vă alegeți unul? Bă, țin și eu cu Osasuna sau cu... Păi, Celta. Acum să fim sinceri, câți țin cu voluntari din Liga 1, de exemplu? Cu voluntari? A, și așa te-ai dus de departe? M-am dat un exemplu. Ai văzut aia care au venit 12 oameni de la voluntari? Da. Moșuleții aia, ce fericiți au plecat. Da. Da, am înțeles, pot să-ți înțeleg punctul de vedere, dar uite, sunt foarte mulți care sunt împărțiți în două, Real și Barcelona. Tu ești cu Pro-Real, da. Madrid. Anul trecut ați plâns, poate că anul ăsta... Poate și datorită lui Cristiano Ronaldo.
care nu mai e. Nu mai ești, dar dragostea e mult spus, pentru Real a rămas. A rămas. Și da, ai rămas cu Real Madrid, cu Cupa Campionilor Europeni, cu toate nebunile. Ai cu cine să ții. Spune-mi, te rog, întorcându-ne ușor către petrolul, vreau să te întreb, cine a plecat pentru voi mai dezamăgitor de la petrol? Tamaș sau Budi? Amândoi au plecat într-o oarecare măsură dezamăgitor, pentru că eram prieteni cu toții, eram un grup, dar acolo a fost decizia lor, conducerea nu ține de noi. Dacă... Miroseai așa de la nivelul vestiarului că ar urma să întâmple și asta? Nu, chiar nu. N-ați știut? N-am știut. Am aflat, de exemplu, de Budi, am zis și aghetele și atât, la revedere de la noi și atât, atunci am aflat. Bă, poate să supere și pe mine, și pe tine, și pe oricine. Mie nu mi se pare corect ce a făcut. Da, știu că exista și o clauză, adică dacă avea o clauză în contract, cred eu că oricând poți să ți-o activezi. Bă, dar când ai venit la Ploiești aici și ai stat 3 luni și te-a plătit degeaba, asta, bă, dar tu te gândești și la elementul de moralitate în viață? Nu vreau să fac vreo greșeală, dar nu știu dacă a fost plătit de cât timp a fost suficientat. Crezi că nu? Din câte știu eu, eu cred, tind să nu. E, din câte știu eu, da. Dar asta nu înseamnă că e ca mine sau ca tine. Până la urmă e un contract, clubul trebuie să se ține să-l respecte, și sigur. Și până la urmă și-a respectat, pentru că era accidentat, venea, făcea antrenamente, deci revine, făcea alături de noi. Păi spune-mi atunci altceva, hai să întorc întrebarea și să te întreb, bă, pe tine dacă te scoate minutul 70, te duci la conferința, nu la conferința, la flash interviuri și spui că, băi frate, petrolul a început cu mine și termină cu mine. Mi-aduc aminte că am avut și o greșeală după ce m-a spus cu FCSB NAE, pentru 65 mai știu a fost. N-am saltat banca și m-am dus la vestiar. Eram nervos, n-am vrut să spun ceva pe momentul ăla, dar asta am și făcut. Am vorbit după acel eveniment cu Nae și cu Claudiu și le-am spus că eram nervos, eram supărat și n-am vrut să stau pe bancă să cinești și ce să răbuvnesc. Am preferat să merg la vestiar. Suporterii n-au luat-o ca atare, ei m-au înțeles. Adică, na. Și vis-a-vis de conferință, mi-e place să îmi spăl rufele în familie. Ori cu cine aș avea o problemă, prefer să stăm față în față și să discutăm. Deci dacă m-ar fi scos Mr. Florin, după mes sau a doua zi, eventual îl probabil că luam la o discuție și aflai de ce. Exact. Și îți spune, bă, din punctul meu de vedere ai jucat slab. Bun, eram atunci, trăgeam de mine ca următorul meci să fiu bun, să nu mai aibă de ce să mă scoat. Aha, deci înțelegeai rațiunea antrenorului. Acum la rece poți înțelege. Atunci când ești în cal și în fapt, na, sunt frustrări, nervi după meci. Și mai bine este să te abții? Eu zic că da, să te calmezi puțin și după să iei o hotărâre, adică să ai o discuție bărbătească, până la urmă suntem bărbați. La tine aș putea să înțeleg și mai mult faptul că din calitatea pe care o ai de capitan al echipei trebuie să transmiți în primul rând mesajul în vestiar. Da, exact. Așa este. Iar vestiarul să perceapă, dar bă, în vestiar sunt mulți mai, nu le zic bătrân, le zic mai în vârstă. Mai experimentați. Mai experimentați decât tine. Cum să ia ei? Deci tu ai 100 de meciuri, ei au 300 de meciuri. Da, dar e așa ca un, nu știu, pot spune că pentru cei mai mici, ca un exemplu pot spune, dar clar am o voce în vestiar, adică se ține cont de ce spun eu și ce fac eu. Da? Da. E, asta vreau să spun că contează mult de tot. Da. S-a pus vreun moment. Cine e al doilea capitan? Cred că Pap. Nu știu, momentan am ieșit, n-am văzut cine. Pap, Bart, sunt mai mulți lideri. Gicu. Aha, mai multe criterii de... Exact. Și până când vrei să fii capitan? Nu ține de mine treaba asta. Eu îmi doresc să fiu cât timp la petrolul capitan, vă dați seama. Forever. Da. Dar la petrolul vrei să mai joci? Nu știu exact dacă v-am spus, dacă vine o ofertă bună, pleci? Pentru mine și pentru club și club, încă am contract, trebuie să accepte clubul, în primul rând. Dacă toată lumea e mulțumită, vă dați seama că plec. La cât te evaluezi tu așa? Grosomodo. Nu știu exact să vă spun. 100, 200, 500, 1 milion? Nu știu exact. Sunt site-uri de specialitate care au o cotă. Și de ce te întreb? Te întreb în contextul în care tu vezi foarte bine și pe Transfermarkt și pe peste tot care sunt cotele fotbaliștilor. Am vorbit și cu conducerea clubului pe subiectul ăsta și mi-a spus undeva la 5-600 de mii. Nu pleci de la petrolul fără banii ăștia. Nu mi-a spus așa, dar mi-a spus că asta ar fi o sumă corectă. Acum depinde și de
cum mă voi juca și ce voi face pe viitor. Aha. Și te bagi? Da? Da. Nu știu, ai făcut aseară niște, alaltă seară, ai făcut niște deposedări spectaculoase acolo, în colțul tău. Au venit aia la un dat să te depășească. Ai tu chestia aia cu foarfecaia jos când vii și scoți balonul ăla din picior. L-ai cam dezamăgit, ei cam dezamăgit pe băieții de acolo. Eu știu că ești urmărit, ca să nu zic, zic doar atâta, urmărit. Crezi că se poate materializa în iarnă? Încă mai e pe traseul și acum. Dacă ar fi cineva să mă dorească, pot să facă și acum. Dar mă repet și vreau să spun că îmi doresc, dacă ar fi să plec de la Petrolul, să plec undeva unde sunt dorit. Unde, într-adevăr, o să fiu dorit și apreciat, pentru că nu aș da chestia asta pe o sumă de bani. Am înțeles. La Petrolul asta sunt. Sunt iubit, sunt apreciat, sunt respectat și nu aș pleca undeva doar așa să plec. Am înțeles. Spune-mi, te rog, ai informații despre o altă convocare la echipa națională? Nu, mai e mult, cred eu. Mult rău de tot. Mai sunt totuși trei etape. Exact. De jucat. Și etape. Te bazezi pe treaba asta? Adică să bați Craiova, bați Dinamo și vii acasă cu, nu știu, cu Galați. Cu Herman sau cu Galați. Cu Galați? Da. A, ce ar fi? Sunt conștient că postul meu nu pot să fac eu diferența. Am nevoie și de echipă ca să și de cresc. Echipă, logic. Cred că cu un joc bun al echipei și cu un joc personal bun și cu realizări, cred că pot bate la porțile naționale. Acum e alegerea lui mister, dacă va apela la mine sau nu. Ce îți cere selecționerul național ție, personal? Cât timp am fost atunci în Elveția? Am fost două zile, am stat, am avut o discuție cu el și mi-a spus să fiu pregătit pentru că nu erau alți fundași laterali și că dacă era nevoie să apela la mine. Și e clar că e un antrenor cu personalitate, cere personalitate de la jucători, inteligență, cam ce se cere cam peste tot. Da, sunt de acord. El are și un discurs bun, na, nu știu cum să spun, e un tip care e doxat, știe despre ce vorbește. El nu mai trebuie să mai aibă decât și un pic de, știi, la fotbal se zice bulan. Da, de șansă, cum am spus. O șansă. Șansă ți-o faci și singur. Ți-o mai faci și singur, dar ai nevoie și de... Cum am mai spus eu și în alte interviuri, rezultatul din Elveția, cred eu că a fost și datorită așa emulației grupului, unității. Așa am simțit când a fost acolo un grup foarte, foarte bine sudat. Și cred eu că misterul pe asta s-a bazat. Să formeze un grup, că grupul duce și poate realiza performanță. Uite, suntem în vara al 2023. Când te vezi titularul profund al echipei naționale? Dacă sunt sănătos și totul merge conform planului meu, maxim 2 ani mă văd. Să fii titular de post? Da. Adică, practic, ar trebui să fii cam peste cine? Bancu, da? Da, cred eu că momentan Bancu este cel mai bun fundaș stânga român. Așa-l vezi tu? Da. Nu e rău. Nu? Are și viteză, da. Are și centrare, exact. Are și repliere, are. Dă și goluri. Mai dă și gol. Dă cât un gol de la... A dat, da, a dat. Cel puțin până să accentezi, a dat. Auzi, tu când mai dai goluri? Îmi doresc. Mai a avut ieri una, la un moment dat în colțul careului de 16 metri, a venit o plouată așa și am văzut-o pe piciorul tău stâng, erai pe minutul 28 așa. Chiar am făcut... Am prins-o de la Taca. Bă, te rog frumos, spune și mie de ce n-ai tras acolo, pentru că am eu am zis șut. Am în fața porții. Dar nu e bine tot timpul să fii altruist. Mai noi, da. Încearcă să-ți rezolvi. În momentul respectiv am văzut o oportunitate mai mare. Și da, e o decizie. Așa că stăteam și întârziam, poate nu mai luam o decizie bună. Poți să știi că n-ar mai fi, uite, mă uit pe timing și văd că n-ar mai fi mult din această emisiune. Spune, te rog, când vezi, adică vezi Petrolul între primele șase, dar sincer, dacă nu vreau, am spus, da. Dacă eu aș echipa. Vrea, eu aș nu da, știu. Da, văd echipa în primele șase doar dacă ne maturizăm și mai mult. Pentru că nu mai e loc de naivitate, cum a fost în primele etape. Trebuie să... Păi, Petrolul nu e o echipă naivă. Cel puțin în primele două etape, eu zic că am fost, și mai zic și cu voluntari, am fost naiv. Adică să ne aducem aminte de golul 2. Cred că de-abia aștepta să treacă iarna, să vă duceți în voluntari. Clar, se formează așa anumite frustrări. Eu nu știu că se întâmplă între Petrolul și voluntari. Asta voi bateți acolo, ei vă bat aici. Da, clar, se strâng așa niște frustrări când și dorești o revanșă. Mm-hmm. E normal.
chiar aștept să jucăm cu ei, vă dați seama. Ați avut o primă specială după meciul ăsta cu Rapid? Nu. Bă, lasă-mă să cred că nu. Păi, bă, lasă-mă să cred că nu. Păi, nu că mă minți. Doar că mi-ascunzi. Mai bă, după meciul cu Constanța și meciul cu Rapid, n-ați avut 12 lei în plus? Nici măcar un leu. Bine, dacă poate să ne facă poate vine o surpriză. Așa da, dar ce s-a spus? Dar să știți de la bun început, bă, dacă îi bateți cu ăștia, aveți... Dacă se suplimentează prima, trebuie făcut un referat și semnat de toți jucătorii. Și eu nu am semnat nimic, deci prima a fost... Așa e treaba? Da. În momentul... Hai bine că nu mai dezvolt. Dezvolt degeaba pentru că oricum... Prima e normal. E mai normal, mai bine nu știm, nu vrem, nu facem. Ultima întrebare din producție. Vineri, la acest meci cu oltenii lui Mititelu, clar că vă doriți victoria, asta nu mai mergem la d-astea așa. Spune-mi, te rog, victoria pe care vă doriți, credeți că poate să vină în urma acelui joc pe care l-ați făcut cu Farul? Da, pentru că și Craiova e o echipă tot așa care jurează. Dorește mereu să aibă mingea și când nu are mingea, suferă. Pentru că e normal. Eu am văzut nu știu când, duminică, înainte de meciul Petrolului, am urmărit Chelsea cu Liverpool. Bă, și am văzut o primă repriză. Mi-a ajutat Dumnezeu că după aia automat am plecat la București. Am văzut și eu vreo 30. Am văzut o primă repriză colosală. Da. Bă, colosală. Cu goluri anulate de VAR, cu goluri acordate, cu... ceva colosal. Crezi vreodată că în România una, două echipe vor prezenta odată un fotbal de ăsta de la o poartă la alta în ritmul ăla? În următorii... 100? Nu știu dacă 100. 1000? Nu știu, dar nu. Eu cred, nu cred că nu. Nu există așa ceva. Pentru asta trebuie fotbaliști. Și multe altele. Ce? Eu cred că dacă vrem să schimbăm ceva și să ajungem mai departe, trebuie să uite, să ne uităm la vecinii noștri, cu toate că nu vrem să... Tu vorbești de unguri. De unguri. Că nu doar nu de bulgari. Așa. Exact. De la bazele fotbale, de la juniori, trebuie schimbat ceva. Adică haideți să fim serioși, dăm exemplu pe Petrolul. Așa. Și cum am fost și eu, în generația mea. Ce facilități am avut? Teren? Gropi. Gropi? Vestiar? Groapă? Apă caldă, nu prea. Bine, asta e sală, nu prea. Antrenori care vin doar să vină, pentru că na, nu, eu am avut parte de antrenori foarte buni la juniori. Dar acum, de exemplu, și-au făcut școlile lor personalizate sau cum se numește. Adică au dovedit că vor și că pot, da, făcând chestia asta. Dar și antrenorii la rândul lor au nevoie de o școlarizare, de condiții, în primul rând. Că na, adică mă uit, de exemplu, diferența între un antrenor normal și, dăm exemplu pe Carlos, când mă gândesc și cum ar fi la un antrenor de juniori în celelalte țări. E o diferență colosală, tehnologie nouă, care, na. Deci trebuie la un moment dat investit în altceva, nu neapărat. Și cred că acum e urgentă treaba să investim de jos, ce ține de copii juniori, ca pe viitor să avem performanță. Vali, am 40 de ani de când se vorbește, 40 de când se vorbește, exact pe aceeași temă, an de an, clipă de clipă. Eu personal fac emisiuni de aproape 30 de ani și nu a fost dată de la Dumnezeu ca minim de 4-5 ori pe an să nu dezvolt acest subiect. Cu oricine, oricând, de la Răzvan Lucescu, la foarte toți antrenorii care au venit aici. Și clubul, că tot vorbim și vorbim și vorbim și vorbim și dacă și... Exact, exact ca în politică. Exact. Adică, vezi, Doamne, degeaba. Cel mai bun exemplu e ce a făcut domnul Hagi la Constanța. Adică... El a făcut în banii lui, mă, băiete. Asta e problema, că nu se investește. Și tu, dacă ai avea bani, ai investi? Nu. Vă spun sincer, da. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit-o, îi mulțumesc și lui Vali pentru că a fost prezent. Sper să mai convingă dintre colegi că în cazul în care vine aici la Dada TV nimic nu se întâmplă rău. Poate eventual să construim împreună, poate facem împreună o echipă Petrolul mai iubită de către dumneavoastră și care se exprime astfel încât la sfârșitul anului, la debut de centenar, Petrolul să arate exact cum trebuie să arate, o echipă iubită de fanii de aici, de la Ploiești și din toată țara.
adică să joace ofensiv, să joace cu plăcere, să joace cu dragoste. O seară bună tuturor, la revedere!